Prima dată când ne-am văzut erau dureri de spate, erau dureri la nivelul genunchilor, da. Era dificultate la urcat, coborât scările și un remene care nu arăta tocmai ok. Și tot istoricul ăsta era de cel puțin accentuat de vreo 7-8 luni. Da, și poveștile mai vechi, mult mai vechi, dar de intensitate mai mică. Cum a fost parcursul? Așa pe scurt. De fiecare dată când se îmbătnătățea o funcție la nivelul unei articulații, descopeream că altele sunt dureroase și încercam să le acord și lor atenție. Și încet, încet, cu un pic de răbdare și cu urmând instrucțiunile echipei, că aici am avut parte de o echipă, acum este mult mai bine. Comparăm începutul și luăm evoluția asta ca și mișcare ascendentă. Cam cât ai urcat de pe scara asta până la 100? Să zicem că am pornit de la 0, ținta fiind 10. Să zicem că sunt între 8,50 și 9, poate, sau... Atunci mult mai bine, asta e aproape excelentă, când ținta e 10. Dar că n-am curajul să spun. E teamă că după aceea... Să nu divorci. Da, da, exact, exact. Da, nu, chiar e foarte bine. Chiar vorbeam că mi-e greu să ajung de aici, la după amiaza, după ce efortul static este mai mare. Mi-e greu să fac și, nu știu, 500 de metri apare durerea de toracică. Acum nu. Chiar dacă e aceeași oră, același program, aceiași kilometri pe care am făcut până la ora asta, nu mai am așa durere de mare. Nemai spunând că mă pot ridica de pe scaun fără ajutor, nemai spunând că mă pot dezbrăca și îmi pot ridica mâinile fără să am o durere sau să am nevoie de ajutor. Poate nu le-am punctat la fel de bine la început pentru că nu știam care problemă e mai puternică, mai mare. Trecea una și atunci îi dădeam importanță și celelalte, dar erau foarte multe, adică prea multe odată. Cred că cea mai deranjantă era când nu mă puteam ridica de pe scaun. Minim. Da, adică... Autonomia minimă, exact. Care ne-am obișnuit că e normal. Exact. Și durerile erau, pot să zic, la limita insuportabilului, dar dacă nici nu te poți deplasa, atunci nu mai contează durerea, ca să zic. De aia zic, sunt prea, au fost prea multe și acum mi-e prea bine ca să... Să zic că nu... A părut și zâmbetul și fața s-a mai deschis. Da. Și optimismul. Da. Infer. Aștept noi provocări, noi percepții și încă o dată viitoare să zic că nu, 10 plus. Asta și scopul. Da. Întâi îl reglăm, după aia facem upgrade. Spune 10 plus și poate ajung la 30. În fiecare joi publicăm informații pentru starea de bine.